Perioada sărbătorilor se apropie cu pași repezi, iar dulciurile vor deveni vedetele magazinelor. Ciocolata este unul dintre cele mai consumate produse, nu numai în perioada sărbătorilor de iarnă. Ea poate crea probleme serioase de sănătate în cazul în care nu este depozitată corespunzător sau are termenul de valabilitate expirat. Trebuie să fim atenți la data expirării. Pe ambalaj, de obicei pe verso, este data expirării. Asta este primul lucru la care trebuie să fim atenți. Da. Ulterior, ne uităm la ambalaj. Acesta trebuie să fie întreg, nedeteriorat, șifonat sau să prezinte urme de înțepare, de pătrundere. În acest caz refuzăm. În acest caz nu îl luăm. În cazul supermarketurilor nu îl luăm de pe raft. În cazul magazinelor cu servire directă îl refuzăm. De multe ori cumpărăm vara ciocolată de la magazinul din cartier sau orice alt magazin, ciocolată topită. Este periculos? Acea ciocolată nu a respectat condițiile de păstrare. Acea ciocolată nu mai este conformă. Nu se consumă astfel de produse. Fii puternic, fii informat. O campanie în care tu descoperi partea ascunsă a activităților comerciale. Afli cum să te protejezi de produsele contrafăcute și să alegi ce este în avantajul tău. Ia atitudine și reclamă la protecția consumatorului atunci când drepturile tale de client sunt încălcate.